Domnule președinte Lucinski, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Onorată asistență, noi am lucrat împreună cu în două panele, deci 8, 6 și 7. Deci tema noastră în mare măsură a fost consacrată discuției conflictelor înghețate și ca în special deci Transnistria ca un exemplu. Este clar că conflictele înghețate creează o instabilitate în lume, în Europa. Acum sunt cam 30 de conflicte înghețate pe glob. Motivul diferit, dar în primul rând este motivul etnic și motivul politic. Dacă mergem pe motivul etnic, când unele popoare, unele etnii doresc să se autodetermine, să devie state, noi avem un potențial de 3.000 de state. Deci sunt 3.000 cam, care într-o formă sau alta declară că ar dori să aibă să-și declare o autonomie. Referitor la conflictele politice, e clar că, în primul rând, aici este spațiul post-sovietic. Da, Osetia de Sud, Abhazia, într-o oricare măsură Karabahul de Munte, are și momentul etnic, conflictul din Transnistria e pur politic, fiindcă nu este o etnie, așa e cam 40% de moldoveni și câte 25% celelalte, ruși, ucraineni și tot ceilalți. De ce continuă a exista aceste conflicte? Câteva explicații. Una din explicații este aceste două principii care sunt înscrise în statutul Organizației Națiunilor Unite. Principiul autodeterminării națiunilor popoarelor și principiul integrității teritoriale. Cum se le rezolvi, nu spune nimeni. Deci, în cazul Rusiei, când era vorba de Cecenia, atunci se spunea că, da, au dreptul la autodeterminare, dar nu pot să-l realizeze, fiindcă este principiul integrității teritoriale. Când a fost vorba de Crimeea, au spus că principiul autodeterminării este principal. Și el s-a realizat. E clar că un apel de așa, în așa mod ca în Organizația Națiunilor Unite să fie discutată această problemă, care este mecanismul rezolvării acestei probleme. Funcționarea acestei două principii. Unul din răspuns ar fi primul, că toate problemele acestea trebuie să fie rezolvate în non-violență. Dar oricum este o procedură anumită care nu este stabilită. Domnul Medan a numit despre Consiliul de Securitate. Asta e o temă care a fost abordată permanent, oricum, eu știu, pe perioada mandatei noastre și înainte și acum, că se cere o restructurare a Consiliului de Securitate și a funcționării Organizației Națiunilor Unite. Iată cum se întâmplă în viață, că aceste măsuri sau aceste acțiuni întârzie cu mult față de procesele care au loc în viață. Noi vorbim acum de aceste două principii care sunt statutul Organizației Națiunilor Unite, cum se rezolvă și multe, multe altele. Deci întârzie reforma structurală a Organizației Națiunilor Unite cu mult. Și eu, de exemplu, am temere că această întârziere se va reflecta foarte negativ asupra multor procese care au loc în lume. Aceasta este un apel față de liderii și față de toate țările care sunt membri ale Organizației Națiunilor Unite de a întreprinde anumiți pași concreți. Referitor la calea ce este de făcut, e clar că prin violență, prin război, nu poți rezolva aceste probleme. Dar este lumea mai civilizată, de exemplu Scoția,
Unii au avut o înțelegere asupra petrecerii acestui referendum. Dar este altă lume, mai puțin civilizat, și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Cum este, de exemplu, cazul cu... Cum este cazul cu Crimeea sau cum este cazul cu Transnistria? Cum să-l rezolvi atunci? Este foarte multă nesinceritate, dacă să nu numesc fățărnicie, fiindcă se declară, de exemplu, 23 de ani, principiul integrității teritoriale al Moldovei este declarat de către Rusia, de către Ucraina, de către OSCE și așa mai departe. Pași concreți, zero. Deci noi ne aflăm într-o lume foarte instabilă datorită faptului nu suntem cinstiți, nu deținem de cuvânt. Deci sunt foarte multe lucruri care unde interesele de grup, interesele unor țări prevalează asupra interesului, cum am spus eu, interesul de a menținerea păcii. Și cred că întrebările care au fost din partea tinerilor, ce trebuie de făcut, cum trebuie de făcut, cum am fi procedat altfel, deci dovedește faptul că tinerii sunt preocupați de acest lucru, fiindcă se trăiește într-o lume instabilă, este foarte periculos. Acum, dacă îmi permiteți întrebarea care a dat-o doamnei ambasador, să răspund și eu, cum privesc eu rezultatele alegerilor din România. Deci, eu cred că e fără doar și poate, e indiscutabil că aceasta este un argument foarte important a maturității societății românești, a cetățenilor din România. Fiind un stat unitar național, deci aleg o persoană cum este Klaus Iohannis. Din ce motive? Eu văd două motive. Unul, noi, fiindcă noi cu românii suntem din aceeași rădăcină. Eu pot să vorbesc în aceeași măsură și despre Republica Moldova și despre România. Noi suntem foarte emotivi față de prietenii noștri din țările baltice. Eu nu odată am vorbit cum ei sunt organizați și cum sunt raționali, dar a noștri tot în primul rând la 90% emoțiile, pe urmă rațiunea. Deci, în viziunea mea, alegătorii români s-au săturat de vorbe, de discuții interminabile, de scandaluri în lanț care în campania electorală veneau peste jumătate de oră. Peste fiecare jumătate de oră un nou scandal. Și au dorit să fie un om care nu e înclinat prea mult la emoții. Un neamț care e mai sistematic, e mai organizat și care nu prin vorbe, dar prin fapte, fiindcă a fost primar atâți ani și a dovedit pe exemplul Sibiului că poate lucra, că poate organiza lucruri. Asta e prima. În a doilea rând, eu cred că a jucat un rol anumit și memoria istorică. Noi ieri am avut o recepție la regele Mihai și această memorie istorică că cândva, când România a avut rege în decurs aproape de 75 de ani, de la 1866 până la 1947-48, deci este o memorie pozitive, că România juca un rol foarte important atunci în Europa și în cele de urmă România de astăzi s-a creat în această perioadă. Deci mie îmi pare că aceste două momente au jucat festa celor care au dorit să fie aleși, dar au fost aleși în favoarea deci, acestor argumente. Vreau să menționez faptul că conferința a fost organizată extraordinar de bine, nu multe conferințe noi avem când paralel participă deci, invitații propriu-zis și tineretul, drept și denumirea, privind înapoi, deci mai mult spre noi, și privind înainte spre cei tineri care au participat activ la discuțiile acestei conferințe. Și vreau să vă doresc și în continuare la o nouă etapă succese României, succese dumneavoastră care sunteți un militant foarte activ al dezvoltării României și tuturor celorlalți succese și la mulți ani.